La ruga comunei Giroc din acest an se anunță două zile pline de distracție. Chiar în prima și a doua zi de Paște, în 5 și 6 mai, toți iubitorii de distracție în aer liber sunt invitați să ia parte la ruga giroceană, începând cu ora 18. Deschiderea va fi făcută de ansamblul Ghiocelul din Giroc, iar mai apoi Andreea Voica și formația condusă de Dean Galetin, Puiu Codreanu și formația și Loredana Sur și formația vor fi responsabili cu distracția și voia bună. A doua zi de rugă vor cânta reprezenta Georgiana Lobons și formația, Vanessa Jarja și formația și Miloș Pavlovic Chica și Orchestra Scorpionii. Organizatorii Rugii, Primăria și Consiliul Local Giroc și Casa de Cultură Ionel Lucian Șipoș a Comunei Giroc vă așteaptă la ruga giroceană.